Salutare, dragi prieteni! Bine v-am regăsit la un episod. Mi-am făcut câteva calcule și am realizat ceva. Bă. Vedeți misiunea asta? Ce zice aici? Asta. Reward crafting zone access. Două zone de crafting noi. Primim acces la ele. E degeaba. Și eram ceva gen... Ok, perfect. Hai să facem. Și m-am uitat puțin. Așa pe hartă. Și am văzut că... O să vin cu Zisco aici. Iau Metal Beams-ul și m-am întors repede aici. Le-am dus. Consumabile și cargo le iau de aici. Cu ăsta. Cel mai probabil. Fuelul iau de aici. Cam asfalt până acolo. Cam toată porțiunea asta. Deci. Să-i dăm bătăi. Zic și eu. Am făcut dimineața, nu, n-am făcut dimineața, hai că facem acum dimineața. Iar ăla lăguiește. Și m-am uitat la somiluri, am realizat o chestie. Pe un lemn scurt, pe un lemn mediu de fapt, medium logs, știți cât? Da, bine. Am ieșit unde trebuie. Da, știți cât primesc? Două plank-uri și pe un long primesc patru scânduri. Era ceva gen, ce tare! Duci odată lemne, ai patru scânduri, ca out of nowhere. Dacă pui două camioane în convoi, opt bucăți de scânduri. Era ceva gen foarte tare. Chiar e ok deal-ul, sincer să vă zic. Da, na. Eu ți era mult de mers, de la, de adus lemne, e departe, da. O idee. Aici să ne uităm. Pe aici. Pe aici trebuie să luăm. Ăsta lost supply am, da. Bun. Adică drumul e chiar comod de făcut. Nu ai porțiuni dificile mai deloc. Gândiți-vă că iau metal beams-uri cu colobul și vin să aduc. Dau pe spate. Patru dintr-un foc. Dacă ia două coloburi în alea după mine, 8 metal beams-uri dintr-un foc. O să transporti pe aici. Că mere să iei remorca aia lungă și să tragi. Chiar merge. În fine, hai. Nu știu cât combustibil mai am pe ăsta. De fapt, stai că am aici am alimentat, mă. În episodul trecut la final am alimentat. Place când stau pe gânduri așa. Mă aduc aminte de chestii care s-au întâmplat în urmă cu 5-10 minute. Sigur, la voi cu zile întregi, că sunt episoade diferite, dar na. Eu că filmez unul după altul, cred că ăsta e al 6-lea episod de snow. Aha, na. Pe ziua de azi. Filmat. Deci, na. 4 pe hărțile astea și ăsta ar fi al 4-lea, cred că. Și 2 pe aia la de gheață. Harta la care m-am chinuit să mă încadrez. Termin timpul tiră țără. Da. Mă gândesc că n-am nimic filmat War Thunder, vai, și mai am 4 zile de video încărcate. Vă dați seama? Trist. Nu știu dacă mă încadrez, adică... Repet, mă încadrez, practic nu știu. Trecem pe aici. Păi trecem ăla de lemn. Improvizat. De cine nu știu.
Ah, da, am uitat că lui îi place să stea să-mi dea întâia. Lasă-mi pe auto, te rog. Dar lasă-mă să fac gamblaua. Crezi că oare puteam să trec pe aici? Nu cred. Șanse mari să se poată, dar hai să nu încercăm. Să nu aflu dacă se poate sau nu. O să rămână un mister, mai bine așa. Vai. Ni era că se răstornă remorca aia. Da, nu poate de pare. Bă, era un om acolo, nu știu dacă ați văzut, sau o vulpe ceva, nu știu ce era, dar... Era. Îmi place că se clatină totuși podul ăsta. Da, mă, uite, îl vedeți? Nu-mi dau seama ce e aia. Cuprioară, vulpe... Dinozaur... Foarte dubios. Prea pixelată ca să-ți dai seama. Aici trebuie să urc. Pe stângă. Cutia de viteze. Da, se gândește. Bă, să-i dau, să nu-i dau, să-i dau, să schimb, nu schimb, schimb. Bă, hai bă, că schimbă, da. Lasă că nu mai schimb. Mamă, hai schimbă. Și imaginez că n-ai discuția. Și-a rămas blocat. Andrei nu poate să urce. Respira adânc. Trebuie să dau înainte. Nu vrea, nu-i noroc și nu-i noroc, dar unde m-am blocat? Normal că iese brusc din... Andrei nu mai trage. De ce m-am gândit eu să trag așa? O și răstorn atunci. Dar nu înțeleg ce mi-a gață. În halul ăsta. Deci eu refuz să cred că mă pot bloca de la atâta. Cred că și-o dat drumul. A, bă, că Winch nu vrea să mi se conecteze decât de boscheți. Bine, poate pentru că numai boscheți vede și nu poate să se agațe de așa. Da. Încă nu vrea... E copacul ăsta lângă mine și nu vrea. Dar ziceți și voi, nu vrea. Bă! A, ori pus minciul acolo sus, la înălțime, la dreapă. Da. Hai că am trecut. De ce a fost mai greu? Am bine ca o relaxare restul traseului. Îți dau pack. Nu pot. Părea că nu mai stă plin să marcă. Nu mă, că-i bun zis cu ăsta, ZKZ-ul, mă rog, zic cu KZ-ul. E bun. Deși la faza aia chiar a fost penibil. Mă gândesc că din cauza cauciucurilor ar fi și... Dar total, nu-i plac pietrele din ce observ. Nu știu dacă ați observat și voi, dar mă rog, că sigur ați observat, dar nu-i plac pietrele.
încărcam pack cargo și pack nu mere decât dacă ești oprit. Ființă, cred. Chiar îți crezi ce-mi dă la power plant-ul ăla, ce crafting îmi dă, ce mă lasă să craftez. De ce resurse am nevoie? Un generator? Oare? Mă gândesc. Mai am combustibil, n-are rost să dau refuel. Ah, oh, cam ajuns bine. Nu iau diagonal, cum ai cioate tăiate și... Nu am chef. Dar am blocat brusc în nimic. Lake del Dale Wood. Ok. Hai să întorc. Bun, și unde... Oh, poți să te urci pe aici, cred că așa, de asta spuse pietrele astea. Foarte intuitiv, așa e? Tot se tâmpit și mă gândesc. Mă, că ați atâmpat pe locul. Na, nu pot să pe aici, mi-am luat apă. Mi-am luat apă. Așa că ai vrut să-ți dai fix în ăla. Nu mai dacă țin virat așa, nu? Gata, sunt îndreptat, n-are ea treabă. Bun, primătorul. Eram internaționalul. Merem cu el pe partea aia altă. Mi-am 28%, nu știu dacă îmi ajunge. Ar trebui să ne ajungă cei drept. Până la benzineria următoare. E și posibil să nu ne ajungă. Să mă necă țigă mai mult. Dar posibil să ajungă. Da, mi-am să aminte traseul ăsta ce nașpa. Era... Lângă faptul că s-o gândea de pietre, nu că ar fi neapărat o mare dificultate. Vă arăt imediat ce era aiurea la traseu aici. Și nu, nici pământul ăsta nu e aiurea aici. E accesibil. E ușor de parcurs. Păi pe lângă. Mamă, da... Bă, trebuie să îi umblu în setări să văd de ce-mi face așa, că face urâtă, țără. E lagul ăsta care, nu știu, poate pe voi vă enervează. Eu nu am neapărat o treabă cu el, dar poate la voi se vede mai urât și nu. Nu știu ce se vede pe filmare, de obicei nu stau să mă uit la video. Da, aici e partea nașpa, vedeți? Una dintre ele odată. Că trebuie să iei așa. Și nu zic, o iau, o colesc. Nu e o problemă. Și când urci la fel, nu zici, poți, nu-i nerealizabil. Dar e aici, porțiunea asta așa, unde riști să te răstorni, țără. Acum nu, nu știu.
Aici îți trec pe aici, pentru că n-am chef de... A rămâne blocat. Bă, deci mă disperă cu lăguitul ăsta. Nu știu ce să-i fac, n-am chef să stau să-mi umplu setări acum, sau... Setări. Video. Am cumva vreo... opțiunea din... Hai să-i scot vertical sync-ul. Și asta. Ăsta nu-i la maxim. Lol, de ce nu-i la maxim? Bă, dar astea îi lăsasem la maxim mai de mult. Bine. A, da, vedeți? Am modificat eu odată. Prinsător pe aici. Nu știu aici de ce mi-era așa. Știți ceva? Ia să vedem acum, o fi mai bine. Bun. Ah, e mai rău, e mai sacadat. Da. De ce? Știți ceva? Lăsăm așa. A, motion blur-ul mă te rupe. Bine că l-am văzut. Ia să vedem acum cum merge. Cred că erau dezactivate astea. Deși cu motion blur se vede mai frumos, n-am ce să comentez. Ia să vedem acum. Da, motion blur-ul mă rupe. Bun. Accept. Gata. Putem continua video. Ca și mai nu s-ar fi întâmplat. Tot nu-mi place cum se vede. Acum mai faci? Știți ce-i culmea? Că pe ăsta îmi apare. Pe OBS îmi apar 60 de FPS-uri. Deci jocul mi se mișcă în 60 de FPS-uri. Dar nu-mi place asta la copaci. Renderul ăsta. Nu știu ce am făcut. Mă uit pe filmare și să modific setările iar și iar și văd. Aici nu contează cum intru, nu? Ba, contact nu intră, trebuie să intru pe partea aia, o, doamne. Mamă, dar ce urât se sacadează, bă, chiar, nu știu ce am, oficial. Știți ceva? Lol, cum se vede.
Ați văzut? Ăsta, ei, se fixau. Dă-i Andrei pe marșalier. Nu mă disperă. Deci mă disperă video. Nu știu dacă pe filmare se vede tot așa. Știți ceva? Să pun limită la 60 aia. Posibil așa să accepte. Bun. Hai, trage, că știu că poți. Da, tot nu-mi place. Setări, video, dar ce am dezactivat eu? Ceva pe aici, texture, quality. A, asta mă, am dezactivat, de-aia se vedea copaci așa urât. Vedeți? Gata, acum s-a mai îmbunătățit. Asta mă deregla pe mine grafic. Credeam că e din astea, dar nu. Gata, e bine, ce o idee. Bă, naiba, uite-l, sunt lângă el. Îmi stă ca naiba randat. Zici ceva, pe video ăsta o să umblu în setări, să mă uit. O, cum am avut înainte și o să caut posibil și pe Google ceva gen best settings for SnowRunner. Ceva de genul scout, știți? O să scriu, o să pun, nu știu, best optimize settings sau ceva de genul. Știți de ce? Că e dubios, că teoretic sistemul mi-ar duce, puii mei, 30-80, nu-i 30-50 sau 60. Nu ține de, nu prea contează câți RAM-i VRAM ai. La astea, dacă știți ce zic, știți ce la VRAM. De la placa vine. Adică codul îți ia 8 și eu am 10. Și codul te rupe la calitate. Bine, și asta te rupe, țără, dar cu chestii deschise pe fundal, 8 îți ia. Nu ți ia niciodată mai mult. Și de asta soțul așa, gen, de ce îmi consumă atâtea resurse și ce îmi consumă atâtea resurse? Posibil și jocul să fie bazat pe și pe procesor mai mult decât pe placă video. Atunci automat când filmez, normal că îmi sacadează. Deși n-ar avea voie. Neapărat. Interpretabil. Uite, am mai vrea să sacadează. Și acum, dar mai puțin. Bun, aici o luăm pe lângă. Lăsăm diff-ul pornit. Și
Alimentăm. O care traseul, știți. Mamă, bă, dar mi-a consumat mult până acolo. 100 de litri? Cât a fost? 100. Nu mult. Foarte. Extrem de mult. Dacă mă întrebați pe mine. Da. Acum să vedem adevăratul test. Trecem. Treci. Zici ce să fie greu. În curba aia, sus. E aici o țărăm, nu așa mult aici. Bine, și aici înclinat. Da. E mai greu în curba aia, da. Care v-am zis când am venit. De care v-am zis că n-am venit. De care în care, mă rog. Înțeleg. Ce vreau să zic. Și-am răgușit deja, după partea video filmată unul pe altul. Bun. Văd că nu vrea să tragă. De ce nu vrei să tragi, băi? De ce nu tragi? Bug beef, să nu-i bug beef. Hai să-i bug beef. Na, aici pregătiți-vă emoțional, că poate se răstoarnă și plâng. Nu s-a răstoarnat, Doamne ajută. Bun, acum e doar de fața. Aici dreapta. Trebuie să dau ce dează, mamă, ce tupeau. Dar uite, știți care e faza și mi-e ciudă? Bă, deci de la volan, nu, nu ți acadează nimic, nu e nicio problemă. Dar dacă ai dat third person, păi, pui mei. Știți? Și aiurea puțin, da, da. Și oglinzile alea le-am degeaba. Hai, du-te! Trage, că știu că poți. Le iau cu viteza asta, îmi ba piciorul, nu mai stau. Opa! Opa! Sunt multe chestii, sunt multe obiecte care se mișcă. Plouă, particule pe ecran, ai pietre, fiecare entitate se mișcă. Ai apa, na, cred și eu că... Face urâtul, că nu sunt multe chestii, da, da. Ar fi o schemă, dacă ar avea din ăla... Să nu ți randeze în spate. Deci să nu-ți țină încărcat nimic nici ai în spate. În spatele câmpului vizual. Hai cu low high, maxim și cu diff-ul. Bun. Știți ce e interesant pe hartele alte? O să avem secul ăla, copac din ăla uriaș, care trebuie transportat ca pe large pipe-uri, se ocupă mult. Da, eram sigur că era pe loc, hai. Da, uite cum a rămas piatra asta suspendată la dreacă. Da, am luat un parbriz. Am se fuție, unde se fuție și camionul meu. Am picat. Vedeți de ce vă zic că are foarte multe entități jocul și din cauza asta. Păi,
greu cu el. Trebuie să gândească procesorul mult. Uf. Hai mă, trage. Nu mai vreau să trag. Ăla-i, gata. Văzut Windows-ul că... Vreau shortcut, ăsta... Key shortcut. Trebuie să activez aia cu shortcut în fundal neapărat. La loc. Cu... Doamne, cu... Limite de FPS. Da. Bun, chat. Cam atât a fost episodul. Aceste prindise, știți povestea. Descărcăm și oprim. Low, high, deep. Gata așa, asta. Mai avem două cargo container care ocupă destul mult și consumabile două. Aș putea lua cu ăsta dintr-un foc, dar... Sincer să vă zic, nu știu cum trec eu apa asta aici, că e cam cu emoție. Bun, gata, asta a fost episodul, eu am fost de eu, vă salut, vă mulțumesc pentru atenția acordată, vă zic că ne vedem pe data viitoare. Bye, bye!